Suporterii care comit infracțiuni în stadion și nu mai au voie să intre la competiții sportive vor fi obligați să stea pe parcursul meciurilor la secția de poliție. Odată cu începerea returului campionatului de fotbal, jandarmii avertizează pe ultrași că sancțiunile s-au înăsprit. Legea este contestată de asociațiile de suporteri ale cluburilor de fotbal. Suporterii care au interdicție pe stadion pentru că au săvârșit fapte penale vor fi obligați ca în timpul meciului echipei favorite să meargă la cea mai apropiată secție de poliție sau unitate de jandarmi. Aici ar trebui să stea până la sfârșitul partidei. De exemplu, dacă astăzi sunt peste 700 de persoane care au interzicere de a participa la manifestări sportive, 5 sunt cei care ar trebui, de exemplu, să se prezinte. Deși măsura este deja în vigoare, autoritățile nu știu cum va fi aplicată. Nu se știe unde vor fi ținuți suporterii pe timpul meciului. Unitățile de poliție nu sunt pregătite cu spații speciale pentru astfel de situații. Îmi pare că sună privare de libertate, ceea ce contravine Constituției României. Nu se specifică ce face cel care merge la secția de poliție. Nu se specifică dacă ești băgat cumva într-o celulă. Legea nu dă și soluții cum să fie identificați cei care au interdicție de a intra pe stadion. Singurul filtru este memoria vizuală a agenților de pază sau a jandarmilor care ar trebui să țină minte sute de fotografii ale celor certați cu legea. Din acest retur de campionat, huliganii care vor intra pe teren riscă între 6 luni și un an de închisoare. Pe lângă firme de pază, cluburile pot apela și la polițiile locale ca să-și păzească stadionul. Când organizatorul consideră că numărul firmei cu care are încheiat un contract de prestări servicii, numărul personalului, nu acoperă dispozitivul de ordine interior, are posibilitatea să solicite suplimentarea dispozitivului de ordine și siguranță cu efectiv ale poliției locale. Așa că polițiștii locali pot fi amendați de jandarmi dacă în timpul meciului au loc incidente în tribune. Amenzile pentru societățile de pază sau cluburi pot ajunge până la 50.000 de lei, iar pentru suporterii violenți, sancțiunea va putea fi și de 10.000 de lei.